Și azi, în rest, ce-ți mai place să faci? Îmi place să merg la munte. Da, ți-am văzut pozele de pe Insta. Dar tu? Păi eu am o pasiune mare pentru mașina mea. Tot investesc bani acolo. Na. Ai mașini? Dar ce mașină ai? Dar fii atent dacă îți trimite acum o poză, ia. Da, arată bine. Mersi. Mamă, deci ai super gusturi, deci jur. Ai gusturi la mașini cum am eu la bărbat. Și la mașini și la femei. Când zici că vrei să mă dai o tură cu mașina? Și mâine, dacă vrei, poți trec la tine fără nicio problemă, doar să-mi dai adresa. Dar sunt liberă, la trei bine? Super, așa facem atunci, hai, te buf. Bună! Bună! Da, ai venit cu alta? Cealaltă mașină, nu? Nu, asta e. Cum adică? Dar nu seamănă deloc. Aia din poze are altă culoare. Altă culoare era că am pus un filtru peste poza originală, dar noi n-am făcut mare gâdă. Nu te supăra, aici este mârlănie. Adică tu ai schimbat mașina asta, ai pus un filtru și nu mai arată nimic cu ce e în realitate. Serios? Păi și tu cum faci, mă, cu poza de pe Instagram? Că uite cum arăți pe Instagram și uite cum arăți în realitate. Că dacă te pun cap la cap, nici nivelișoară nu pare că sunteți. Că am venit de la Cucamă, m-ai adus până la Cucamă că e aici la... Am cosmașă și 5 litri din motorină, că ai văzut cu motorină acum și de fapt nici măcar nu arăți ca realitate. Păi ce facem aici? Nu, stai puțin, că nu este același lucru. Toate femeile își pun filtru pe Instagram, despre ce vorbim? Înseamnă că noi suntem proști, că nu facem toți la fel cu mașinile noastre. Că de acum când mă întreb ce mașină am, trebuie să zic, păi da, am un Lamborghini, am un FS, dar ce contează? E a meu? E a meu. Bine, hai, filtru pe filtru să scoate. Bine, deci ia zi. Mergi la un restaurant de fiță? Și urmă? Exact. Hai, mi-e foame. Mm-hmm.